din prima vreau să gust ananasul, da? Ananasul, ia uitați-l aici, și e fix o pe 6 bucăți doar pe felia asta. Pe cea de la Trenta erau 6 bucăți pe toată pizza. Pincanilor, astăzi mergem la 3 pizzerii din București, de unde vreau să cumpăr pizza cu ananas. Deci nu am mâncat niciodată până acum pizza cu ananas și vreau să răspund la această întrebare care bântuie omenirea de ani de zile. Dacă este sau nu bună pizza cu ananas, deci mergem la Dodo Pizza, la Trenta Pizza și la Jerry's Pizza, de unde luăm pizza cu ananas, le aducem acasă și vedem dacă sunt bune sau nu. Prima locație. Cea de-a doua locație, am luat și pizza, și ultima locație, și avem și ultima pizza. Bun, băieți, și fete, am ajuns cu pizzele acasă, sunt 3 la număr, iar prețurile, vă voi spune despre prețuri de fiecare dată când începem o pizza, o să punem pe ecran, de fapt, pentru că memoria mea este bună, dar, sincer, nu mai știu cât am dat pe fiecare, pentru că au trecut 2 ore, da? 2 ore mi-a luat să iau toate pizzele astea și să mă întorc acasă și înainte să-mi ziceți, Pin, dar de ce n-ai dat comandă, nu livrează nimeni? Ești nebun, zici că stau într-un cartier uitat lume, undeva prin Buzău, când eu, de fapt, sunt în București. Mă rog, bă, de ce să mint? Le vom da pe astea de la Jerry și pe cea de la Dodo la o parte, pentru că vom începe cu pizza de la Trenta. Deci, pizza de la Trenta se numește hawaiana, cred, dacă nu mă înșel, și s-ar putea să nu mă înșel, pentru că cea de la Jerry, vă zic după acum, nu-i zice hawaiana, îi zice aloha, pentru că aveau și hawaiana, dar era picantă și am vrut să comparăm toate pizzele astea împreună, da, gen 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bă, frate, eu sunt 6 bucăți de ananas, o felie nici măcar nu are. Bun, haideți că... Bă, ia că nu, am înțeles o chestie, că cutia asta poți să o desfaci cumva, nu? Se desface, mă, la un... Oh. Ce gamer, ce gamer, și arată fix ca o farfurie. Foarte urâtă. Da, nu pot să cred că pot să fac asta. Ce gamer, ia uitați-vă aici, băieți, cam așa arată pizza cu ananas. Și... s-ar putea să-mi ziceți că m-am cam îngrășat și ați avea dreptate, pentru că în momentul ăsta am 86 de kilograme. Bă, n-am avut atâtea kilograme vreodată în viața mea, dar bă, mi-a plăcut bulcul. Din păcate, acum sunt la dietă și eu am aici 3 pizza și nu știu exact câte calorii are o pizza ca să mănânc poate 2 felii din fiecare și poate mai mănânc un shake proteic și niște brânză cotici, că mai e ziua, știi? Deja mor de foame, că am mâncat 3 ouă dimineață, dar este ora 3, oameni buni. Deci, haideți, fără alte introduceri, să luăm o felie de asta de pizza. Și să vedem cum e. Deci, din prima vreau să gust ananasul, da? Ananasul, ia uitați-l aici și e fix o pe... Aia e pisica care a miunat? Da, este. Ce s-a întâmplat? A rămas blocat în hol. Bun, se simte un pic de miros de ananas, asta e clar. O să punem ananasul aici la început, cum ar veni, și să luăm din prima cu ananas, să vedem. Mă, sincer, nu e genial, dar nici nu te face să dai la rație. Adică ai o bucată de ananas, 2, 3, 4, 5, 6 în total, că am mâncat deja una, și în rest ai niște brânză, șuncă, sos de asta de pizza, care, sincer, uitați-vă aici, deci e un pic de urmă de sos, dar în pizza când mă uit, când o desfac așa, nu prea văd cine știe ce, deci da, e puțin sos, dar pizza asta nu e rea. Ok, nu am sosuri la pizza, n-am vrut să iau sos de nicăieri, că am zis că, bă, nu-mi trebuie. Deci, pizza nu e rea. Și dacă e să fiu sincer cu voi, e atât de puțin ananas pe ea încât, da, nici nu zici că, mamă, ce chestie ciudată am mâncat, bro. Am mâncat pizza cu ananas. Adică, dacă ai mâncat ceva pizza cu ciocolată și e ciocolată peste tot, sau, ai zice, mamă. Dar așa e un ingredient care e pus el pe aici și nu e peste tot. E pe felia asta, o bucată. Hai să încercăm, încă o dată. Deci acum am luat ananasul aia. Deci la modul real vorbim de 6 bucăți de ananas pe toată pizza. Asta la Trenta, țineți minte chestia asta, pentru că le vom vedea și pe celelalte. Imediat ce vă zic, bă, eu n-am fost niciodată în viața mea atât de gras. Da, mamă, n-am putut să mă șterg pe mâini, că la pizza nu-ți dă nicio șervețel mic. Și acum începe dieta și ia uitați-vă, gen aici, eu nu știu ce sunt astea. Sunt like pe moarte sau astea sunt gărgeturi? Am crescut prea tare în mărime, prea repede și mi-au ieșit gărgeturi. Am una mică și în partea asta, dar fiind pe stânga asta, nu e cine știe ce, ca aia pe dreapta. Da, pe dreapta arată urtare. Și zic, bă, dacă e pentru că m-am făcut animal, mie-mi convine, ești nebun? Numai de asta mi-a apăsat mie un. Păi pe spatele meu am 3 urme de ceară de aia, că... a ținut iubita mea să mă epileze cu ceară pe spate la un moment dat. Și, ceara avea probabil dublu grade față de cât trebuia să aibă. Și a sărit, a explodat și gen am 3 fâșii așa de arsură pe spate. Mai am o pată pe spate
din naștere undeva pe jos, nu știu exact cum să vă zic, lower back, cum ar veni. Și în general nu prea mare chestie, dar gen da, e Battlefield. Deci dacă mai am de-astea pe aici, sincer, nu mă deranjează. Da, nu știu ce să zic, băieți. Asta e una singură felie, frate, mi-e aproape un sfert de pizza. Iar pe asta sunt două bucăți de ananas. Deci, despre asta la agenția pot să zic că nu e rea, dar clar nu m-am îndrăgostit de pizza cu ananas. Poate are niște urme de-astea de grătar. Da, adică dacă eu mă duc să-mi iau o pizza de undeva, ceea ce sincer n-am mai făcut de ani, cred că vreau să-mi iau ceva picant și cu salam picant. Puternic gust de la aromat, știi? Deocamdată nu m-a convins trenta. Mama aproape a mâncat jumătate din ea. Băieții mei, astăzi e cheat day, cred pentru 3 săptămâni. Haideți să desfacem și pizza de la Dodo. Să sperăm că pe aia am dat-o suficient de departe cât să nu se vadă. Deci pizza de la Dodo a costat atât și se numește așa. Cred că se numește Hawaii, dacă nu mă înșel. Deci cealaltă e hawaiian, asta e Hawaii și băieții mei, pe asta nu pot să o iau să vă arăt. Că feliile sunt chiar despărțite. E mai groasă, cel puțin aici plus tai, mai groasă ca cea de la Trenta. Cam așa arată, de la apropiere. Și bă, asta are ananas. Deci aici de ce să vă mint? O bucată, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucăți doar pe felia asta. Pe cea de la Trenta erau 6 bucăți pe toată pizza. Deci uitați-vă cât ananas este aici. Și asta are și ceapă. Și miroase a ceapă. Dar are și porumb. Nu știu care e faza cu porumbul. Mă rog. Hai să vedem cum e asta. Este și prima pe care am cumpărat-o. Prima dată am fost la Dodo. Am un prieten numit Dodo. Ultima dată când am vorbit cu el, era destul de în depresie. A trebuit să-l contactez după ce mai face. Pizza asta e mai dulce overall, pentru că chiar are mult ananas. Lucru care nu mă dă neapărat pe spate. Îmi place sărat, picant, gras, aromat, cu carne. Iar asta, nu prea dau seama ce carne are. Adică are niște șuncă pe aici, de așa de subțire și e pe alocuri și mai multă carne, frate meu. Și e și mai groasă decât cealaltă. Îmi plac astea mai subțiri. Pizza, nu știu de voi. Să ziceți în secțiunea de comentarii. În primul rând, ziceți-mi dacă ați mâncat astfel de pizza sau dacă o mâncați de obicei. Da, asta e cea mai custă, nu pot să mănânc așa ceva. Adică, eu, deci gândiți-vă așa, eu sunt omul care niciodată nu lasă crustă. Eu mănânc tot, frate meu. Că eu am fost trecut în sărăcie și dacă m-ar vedea mama că las jumătate de pâine, că n-are pe ea ketchup și salam, nu, așa nu, eu mănânc toate aia, da? Fiind la dietă, având aici 3 pizza din care mănânc un sfert din fiecare și cred că trece cineva până la noi mai târziu. Cred că zic, bă, nu vrei o pizza jumate, e toată cu ananas, ești nebun? Și să sperăm că vrea, că mâine e zi de sală și nu pot să mănânc pizza, nu există așa ceva, nu ajung la targetul de proteine. Îmi place ceapa. N-aș fac când ieși în oraș și după aia sunt la Segura, probabil. Dar n-aș avea de unde să știu că eu nu ies în oraș. Dar asta de la Dodo, deși are mai mult ananas, nu știu, parcă e mai încărcat așa, dar cu brânză sau ceva, adică nu vezi multă carne. Mă declar încă neimpresionat, să zicem. Încă neimpresionat. Dar mă rog, asta e doar pizza de sine sărătoare, fără, cum îi zice, fără nici sosul. Cu sosul cred că mai maschez și e mai bună pizza în general, da. Da, nu știu ce să zic. Să spuneți, dacă locuiți în București, care este pizzeria voastră preferată. Și acum, Jerry Pizza, pizzerie din cauza căreia, hai că am vorbit dacă e. De asta n-am luat o mână în bac la mână. Pizza din cauza căreia a ajuns la închisoare Andrew Tate. E glumesc, n-a fost final lor, dar haideți să deschidem aici cutia și să vedem ce se ascunde. E interesant, mamă, crustă, aproape inexistentă, aș putea să spun. Haideți să luăm aceste două felii, să vă arăt de la apropiere. Bă, ananasul e în fâșii mai lungi pe această pizza, cam așa arată și are niște șuncă pe deasupra, chiar mult, aș putea să zic, relativ subțire, deși la Jerry cred că m-au și întrebat când am dat. La Jerry eram la Trenta și am sunat la Jerry să dau încă o comandă de o pizza cu ridicare, știi, ca să nu mai aștept și la ei. Mirosul nu mă dă neapărat pe spate, hai să vedem cum este gustul. E mai bună decât cea de la Trenta, cea de la Dodo. Deci e mai bună, asta e mai bună decât cea de la Dodo. Dar e posibil să fie, cum îi zice în română, când ești biased. Ideea e că mie îmi place blatul ăsta mai subțire, crusta aproape inexistentă și ce este, din crustă e crocantă, nici ca o pâine crocantă, e absolut genial. Dar gustul e overall mai bun, văd că are
un pic de ceapă, dacă nu mă înșel. Iar fâșiile de ananas, nu, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu e rău. Chiar nu e rău. Sincer, pare mai echilibrat asta. Dar overall, cred că ai 1, 2 bucăți de ananas pe fiecare felie. Mai bună ca cea de la Dodo? Parcă un pic, dar a zice egalitate. Deci, ce pot să zic? E că asta de la Jerry este la egalitate, dacă nu un pic mai bună. Parcă e pe treaptă o idee mai sus ca cea de la Trenta. Iar cea de la Dodo, am mâncat la Revelion niște pizza de la Dodo. Da, suntem la vârsta aia, luăm pizza de Revelion. Locuim la apartament, nu putem face gâtar. Mi-a plăcut aia de la Dodo, de Revelion, care nu era cu ananas. Asta cu ananas, nu știu, parcă e foarte groasă, multă crustă, multe bucăți de ananas, care nu au neapărat un gust foarte aromat sau dulce. Deci ananasul de pe asta chiar mi se pare o idee mai neimpresionantă decât ananasul de pe asta sau de pe cea de la Trenta. Deci, cam ăsta este verdictul meu final. Asta o idee mai bună decât cea de la Trenta și cea de la Dodo ultima. Asta pe pizza cu ananas. Ca alte pizze, nu știu ce să zic. Iar legat de faptul că pe pizza este ananas, aș putea să zic așa. Nu e pentru toată lumea. Clar nu găsesc impresionant faptul că e dulce. Sunt oameni care au sweet tooth mai dezvoltat. Nu, mie îmi place gras, sărat, acru. Aia îmi place mie. Dulcele? Nu prea, nu mă dă pe spate. De asta personal pentru mine, ananasul pe pizza, interesant, da. O să-mi tot cumpăr carnivora mea super diavola picantă sau ceva, probabil. Mă cred că am mâncat o pizza întreagă, făcută din mai multe pizza. Mamă, și sunt mici astea. Și încă mor de foame. Efectiv, de abia mi s-a deschis apetitul. Deci eu mai mănânc pasta și încă una. Asta e grav, băieți. Dieta asta o să fie un eșec total, jur. E bine, dacă v-a plăcut clipul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like, altfel o să arunc cu pizza asta în voi. Așa aruncat pentru efectul comedic, dar mică, gen se duce pe jos telefonul și dacă îl spart, nu mai am ce să filmez și mor de foame. Că veni vorba de mor de foame, canalul meu de gaming e...